Rugăciunea este foarte importantă, fiind faptul că antrenează sau face ca activitatea fiziologică a creierului să fie foarte benefică. Și, pe de altă parte, rugăciunea face ca și starea psihică a individului respectiv să se schimbe, adică să fie într-un domeniu foarte bun, încât rugăciunea activează atât starea fiziologică, cât și starea psihică a individului respectiv. La nivelul creierului există niște regiuni foarte importante, cum este, de exemplu, hipotalamusul, care coordonează întreaga activitate endocrină a individului respectiv. Și spune că hipotalamusul este creierul creierului datorită acestui fapt, fiindcă el își varsă toate produsele endocrine în curentul sanguin și prin intermediul curentului sanguin acționează și asupra activității fiziologice în general. Și atunci când te rogi lui Dumnezeu, când faci rugăciune, ai o stare foarte bună, o stare benefică, o stare care, cum am spus anterior, mărește și sistemul imunitar al organismului. Știi ce important este acest sistem imunitar și starea benefică? S-a constatat la bolnavi psihici că cei care au o stare depresivă poate să facă diferite boli, le scad nivelul de imunitate și poate să facă niște boli, din boli ușoare poate să facă niște boli foarte grave. Bolnavii depresivi poate să ajungă să facă chiar și cancer. Vedeți ce important are psihicul pentru evoluția bolilor în general și pentru starea aceasta de imunitate, pentru influențarea hipotalamusului la sistemului endocrin care acționează asupra întregului organism. Rugăciunea nu este un cuvânt așa spus aiurea. Rugăciunea are un rol foarte important în activitatea aceasta cerebrală, în mărirea dorinței de individului respectiv de a se face bine, în mărirea optimismului individului. Bolnavii care sunt optimiști au sistemul imunitar foarte bun și se îmbolnăvesc foarte greu. Nu vedeți și cu COVID-ul ăsta. Unii se îmbolnăvesc, dar unii nu se îmbolnăvesc. Majoritatea se îmbolnăvesc. Dar ei care sunt optimiști au făcut boli foarte ușoare sau fără asimptomatice și nu se îmbolnăvesc datorită sistemului imunitar care îl are individul respectiv. Acum, trebuie să avem în considerație și rezistența genetică a individului respectiv, mediul în care trăiește individul respectiv. Dacă trăiește într-un mediu sărac, într-un mediu lipsit de condiții chiar și materiale și alimentare, individul respectiv va avea o imunitate foarte scăzută. Cu vârsta, la fel, imunitatea individului respectiv scade odată cu vârsta, dar dacă individul respectiv face o activitate fizică în fiecare zi, ține cont de un regim alimentar care este foarte important. Știți, alimentația contează foarte mult pentru starea de sănătate a adultului vârstnic. Împiedică dezvoltarea bolilor neurodegenerative ale creierului, adică starea cognitivă, memoria, activitatea motorie și altor activități. Aceste regimuri alimentare sunt regimul mediteranean, care este foarte bun compus, majoritatea din legume, fructe, fructe de mare, care au un rol extraordinar de important. Uleiul de măsline, la fel, este foarte bun, care nu mărește colesterolul. De exemplu, grăsimile saturate, ca să nu facem filozofie, sunt cele care se solidifice. Sunt foarte nocive pentru organism. Slănina, untura, untul, sunt foarte nocive pentru organism. Astea sunt grăsimile saturate și individul respectiv, odată cu vârsta, nu trebuie să consume aceste grăsimi saturate. Grăsimi mononesaturate, de tipul omega-3 sau polinesaturate. Grăsimile nesaturate trebuie consumate. Deci, regimul mediteranean, care este foarte bun, regimul portfoliu, care este descris de niște canadieni,
care este bazat tot majoritatea pe legume, pe fructe, pe nuci, semințe, pâine integrală, cereale integrale, au un rol foarte bun. Mai este un regim pentru tensiunea arterială care este dezvoltat tot de către niște savanți din Canada. Apoi este un regim foarte bun, regimul Okinawa. Regimul Okinawa, de regiunea Okinawa, care este recunoscut că acolo sunt cei mai vârstnici oameni, adică depășesc vârsta de 90 de ani, ajung până la 100 de ani. Chiar citeam anul trecut o revistă că un profesor era ținut în facultate la 103 ani. Încă preda datorită faptului că a avut un regim de viață foarte ponderat, foarte bun. Tot bazat pe fructe, pe legume, legume de mare, pe ulei de măsline, au un cartof, că zis, așa numit cartoful dulce, care este specific pentru regiunile respective și îi ajută pe indivizii respectivi să ducă o îmbătrânire sănătoasă, dar să-l prelungească și viața. Speranța de viață a acestora este cea mai ridicată. Acum japonezii au împrumutat ceva de regimul ăsta Okinawa, adică sunt niște un arhipelag din sudul Japoniei, care ține tot de Japonia acum. Dar au împrumutat din regimul lor și consumă și ei aceste produse care ajută la prelungirea vieții. Este permis o cantitate mică de vin sau ei au o țuică care o prepară ei și puțină țuică, adică nu este un regim chiar strict să nu bei nimic, să nu gusti nimic. Carnea albă este preferată în cantități mici, carnea de porc, dar fără grăsime, este la fel indicată. Carnea de porc este bună fiindcă carnea slabă de porc conține cea mai mult mare cantitate de proteină și este preferabilă. Dar grăsimea și untura de porc nu este, fac parte din grăsimile saturate, așa după cum am spus, și nu sunt bune pentru a fi consumate în continuare de către indivizii respectivi. Fac ateroscleroză, se depun pe vasele sanguine, individul respectiv are o speranță de viață foarte scăzută.